Ieri seară, două echipaje de pompieri au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o clădire dezafectată locuită de un om al străzii situată pe Bulevardul Carol I. Marți seara, două echipaje de pompieri din cadrul detașamentului Drobeta Turnu Severin au intervenit cu două auto speciale cu apă și spumă pentru stingerea unui incendiu de pe Bulevardul Carol. Pompierii au localizat imediat incendiul care s-a manifestat la materiale textile și deșeuri menajere, reușind stingerea acestuia în mai puțin de o oră. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost determinată de folosirea focului deschis în spațiul închis. Aseară, două echipaje de pompieri din cadrul detașamentului Drobeta Turnu Severin au intervenit cu două auto speciale cu apă și spumă pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o clădire dezafectată situată pe Bulevardul Carol I, numărul 63, din municipiul Drobeta Turnu Severin. Pompierii au localizat rapid incendiu care s-a manifestat la materiale textile și deșeuri menajere, reușind stingerea acestuia în mai puțin de o oră. Cauza probabilă de izbucnirea incendiului a fost determinată de folosirea focului deschis în spații închise. Nu au fost înregistrate victime. Totodată, în ultimile 24 de ore, pompierii mehedințeni au efectuat 30 de misiuni. Au intervenit pentru stingerea noului incendiu, dar și pentru salvarea victimelor unui accident rutier. În vederea prevenirii răspândirii virusului SARS-CoV-2, în ultimile 24 de ore, cadrele ISU mehedinți au desfășurat 3 acțiuni, fiind verificate 9 obiective, dintre care o piață, o stație PECO, două piscine publice și 5 terase.